România a dat lumii unii dintre cei mai mari inventatori, iar pepiniera de talente se îmbogățește an de an. Dovadă stau premiile aduse în țară de la, salonele internaționale de profil. Românii continuă să uimească lumea cu descoperirile lor, revoluționând domenii precum știința, medicina, tehnica, cercetarea, dar și industria auto. Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României susține cercetarea și inovarea în rândul tinerilor, iar în această lună, împreună cu Salonul Auto București, premiază cea mai impresionantă invenție din domeniul auto cu o bursă de 10.000 de lei. Concursul Propulsăm Viitorul este dedicat inovațiilor care vor revoluționa industria auto. Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani se pot înscrie în concurs până pe 20 octombrie, iar câștigătorul bursei va fi anunțat pe data de 25 în cadrul celui mai reprezentativ eveniment dedicat industriei auto din România. Un eveniment extraordinar și o mare șansă despre care vorbim în continuare. Adi. Așa este, Nadina, pentru că sunt, din păcate, rare recompensele pentru inteligența românească. Cel mai adesea plângem că ne pleacă cei suficient de bine pregătiți aici pentru a fi luați de companii mari de afară. Și atât, ne cam plângem. Ei bine, de data asta vorbim despre felul în care pot fi recompensați și pot fi motivați să rămână în țară. Îi spun bun venit lui Ionuț Budișteanu. Bună dimineața, Ionuț. Bună dimineața, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Unul dintre cei mai apreciați inventatori români, mai ales că a pornit de mic cu recunoașterea internațională. Și îl salut de asemenea pe domnul Sorin Rădăcineanu. Bună dimineața, domnul Rădăcineanu. Bună dimineața și mulțumesc frumos pentru invitație. Salonul Auto București, sunteți unul dintre organizatori, s-a alăturat acestei inițiative a Fundației Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României în încercarea de a-i identifica, în primul rând, și de a-i răsplăti pe cei care fac performanță. Și domeniul industriei auto e unul cu care, din fericire, ne ținem deasupra liniei de plutire. Vedem că cifrele de creștere economică sunt aduse în mare parte de Dacia, de Ford, de producția de subansamble din România. Ce așteptați de la acești tineri? Ce credeți că va fi pe lista invențiilor propuse până pe 20 octombrie, nu pot fi depuse? Absolut. Da, tot ce dorim să spunem este că noi, în urmă cu 4 ani de zile, am încercat să ne apropiem de acești tineri inovatori. În acest sens am efectuat un parteneriat cu ACAROM, Asociația Constructorilor de Automobile în România, care au o strânsă legătură cu facultățile tehnice. Și astfel am reușit să ne parteneriem și cu Fundația Dan Voiculescu pentru a reuși să ajutăm acești tineri inovatori și să aducem un plus tehnologiei românești, atât în România cât și peste hotare. Va fi un stand special acolo la salon? Da, Fundația Dan Voiculescu va participa la Salonul Auto București și Accesorii cu un stand de sine stătător, în cadrul căruia va avea loc și festivitatea de premiere, dacă nu mă înșel, în data de 25 octombrie. Un consiliu științific, senatul științific al fundației, de altfel, va face această selecție. Ionuț, tu nu ești la primele încercări în industria auto, una dintre invențiile tale, printre cele mai cunoscute, se referă la acest domeniu, nu? Da, am lucrat la un proiect de cercetare acum vreo 2 ani jumate, ceva de acest gen, la un proiect pentru o mașină fără șofer. Am lucrat partea de software ce folosea inteligența artificială pentru a recunoaște semne de circulație, linia de marcaj. Numai că domeniul auto este foarte scump, extraordinar de scump, îți trebuie zeci de milioane de dolari investiții pentru a face, a transforma, să spunem, un proiect de cercetare într-un produs și să-l vedem pe piață, și nu am putut să găsesc astfel de investiții în România, iar recent m-am întors din America de vreo câteva săptămâni, 2-3 săptămâni m-am întors din Statele Unite ale Americii și iar am fost spălat pe cap din Silicon Valley ca să mă mut din domeniul hardware în domeniul software. În momentul de față am o companie în Râmnicu Vâlcea unde asamblăm roboți industriali, ceva mai simplu decât o astfel de mașină întreagă, pentru că și în America o singură companie auto a apărut în ultimii 30 de ani, se poate vedea complex Complexitatea de a face un astfel de produs sau în domeniul auto. O să prezint proiectul de cercetare pe care l-am făcut, cu ce am lucrat, cu ce am prezentat acolo. Am mai continuat, dar din păcate este extraordinar de dificil de a face un produs de la cap, de la zero. Și în România putem să vedem că singurul produs auto care încă mai funcționează este Dacia, dar nu mai este pur și simplu, nu mai este pur românească. Românesc, nu mai este românească, din păcate, pentru că este un domeniu competitiv. Inteligența românească o regăsim în Dacia, în Institutul de Proiectare și Cercetare de la Titu, acolo unde sunt foarte mulți ingineri români care lucrează cu francezii de la Renault. Din ceea ce știi tu,
de ce ar avea nevoie industria auto acum, de ce fel de aplicații, de ce fel de inovații. Bănuiesc că la consumul de carburant se lucrează cel mai mult, la aceste tehnologii high-tech de coordonare a sistemelor de siguranță și de conducere a vehiculului, nu? S-au introdus foarte multe echipamente electronice, totul digital pe mașină. Dacă acum 30 de ani mașina nu conținea absolut niciun element digital, acum este cu este 99% numai digital. Mai un ciocan sufla în jigler și mergea. Sigur, mai știu și zvonul că dacă aveai o sârmă puteai să-ți desfaci și să-ți repari toată mașina, Dacia special, dar acum nu mai funcționează pentru că totul este numai digital. Și atunci e nevoie de mult informatică? De multă electronică, de multă parte digitală, pentru că s-a transformat mașinăria într-un calculator efectiv, totul este controlat de către calculatorul de bord și numai pe partea respectivă de inovație în domeniul tehnologic pot firmele să concureze. Că, de exemplu, putem să vedem și în America Tesla, care a avut foarte multe inovații, dar în special pe partea de... au făcut primele mașini foarte funcționale pe partea de pe baterii. Domnul Rădăcineanu, vom avea și mașini electrice la salon? E o secțiune pe care completându-l, înțeleg că... Completându-l pe Ionuț, doresc să anunț vizitatorii faptul că vor avea peste 250 de modele auto, peste 1500 de mărci de accesorii. Da, și de asemenea vom avea direct de la Paris 8 modele lansate la celebru salon, salon auto. Inclusiv Dacia, care a făcut furore acolo? Din păcate nu, dar noi an de an sperăm ca grupul Dacia să ni se alăture printre expozanți. Ce vreau să spun apropo de domeniul electric, fiecare dintre importatorii prezenți se străduiesc să aibă în expunere modele electrice, hibride, ca să poată să vină în întâmpinarea noilor tendințe din piața auto. 10.000 de lei este bursa pe care o oferă Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României tinerilor care vor intra în această competiție și desigur vor fi selectați cu proiectul câștigător. Ai fost unul dintre beneficiarii acestui sprijin și cred că absolut meritat, pentru că ceea ce ai reușit, Ionuț, e remarcabil. Te felicit încă o dată și o să vorbim în zilele următoare despre noul proiect. Ionuț lucrează la ceva foarte interesant de care cred că se va vorbi pe toată planeta, pentru că, mă rog, nu vă spun mai multe. O să vorbim cu Ionuț separat. Mulțumesc încă o dată, Ionuț Budișteanu, Sorin Rădăcineanu. Doamnelor și domnilor, ne revenim în foarte scurtă vreme. Avem niște informații extrem de importante să vă aduceți. Rămâneți, durează foarte puțin această pauză.